Și am revenit. Nu? Am revenit. Am revenit. Da. Și am avut o discuție interesantă pe pauză. O să vă povestim din secretele discuției de pe pauză. În partea a doua a emisiunii vorbeam, vă spuneam despre faptul că vom vorbi despre un sport foarte interesant. Este vorba despre ciclism și vom avea în weekendul viitor un eveniment în premieră în Iași. Este vorba despre brevet 200 de kilometri. Dar pentru toate detaliile despre acest eveniment a acceptat invitația noastră și este alături de noi pentru a ne oferi detaliile necesare domnul Piciu Vlad. Bună ziua și bine ați venit în platoul Iașul TV. Bună ziua și bine v-am găsit. Cum merg pregătirile? A intrat pe ultima sută de metri, practic, toată pregătirea pentru acest eveniment, care se vrea a fi unul de succes și sperăm să și fie. Da, da, pot să spun că suntem deocamdată peste 50 de bicicliști care s-au înscris și așteptăm ca pe data de 24 martie să participăm la acești 200 de kilometri, în care cu siguranță toți îi vor face, pentru că este un timp limită care se pot încadra să-i facă acești 200 de kilometri. Spuneam că e pentru prima oară când un astfel de eveniment ajunge la Iași. Nu este pentru prima oară pentru România, dar pentru această zona noastră. Și e important să se întâmple lucruri în premieră, pentru că, mai ales având în vedere că nu e doar intern, da? Din câte am înțeles, este o colaborare cu Franța, unde știm foarte bine că e cel mai mare tur de ciclism, turul Franței este recunoscut pretutindeni în lume, așa că poate avem de învățat din toată povestea asta. Da, deci eu, după ce am făcut acei 6500 de kilometri în 2016, m-am gândit repede să aduc ceva nou. Deci în 2016 au fost cu 6500 de kilometri, ceea ce în Iași nu s-a făcut. În 2017 am participat la București la aceste brevete care sunt în program francez, de la 200, 300, 400, 600 și 1000, la care eu le-am obținut cu rezultate foarte bune și gândindu-mă că în 2018 să aduc acest program să-l aduc spre promovare în partea Moldovei, pentru că avem potențial, avem bicicliști și nu aveam programul aici, pentru că deplasările spre alt oraș erau un cost suplimentar pentru acești bicicliști, la care eu am suportat cheltuielile văzând că costurile sunt mai mari. Am încercat să vorbesc cu organizatorul de la București, i-am spus, te rog frumos, dă-mi și mie în partea Moldovei să mă ocup și eu de aceste brevete și kilometri care sunt făcuți la noi se vor da raport la București. Deci s-a găsit o variantă până la urmă de rezolvare. A fost foarte receptiv și aceste parteneriate s-au dus repede spre partea Clujului, Târgu Mureș. Sunt 8 puncte de plecare cu dăți diferite, în cazul în care pe data de 24 martie nu poate pleca de la mine din partea Moldovei, se îndreaptă către alt punct încât să obțină acești 200 de kilometri. De asta sunt făcute pe săptămână. Dacă pe data de 24 se întâmplă să fie zăpadă, că acum la noi în partea Moldovei se mai niciodată întâmplă. Niciodată nu se știe. Așa. Evenimentul trebuie să se țină, pentru că și în suratul, dacă e la o dată de și se întâmplă ceva, asta nu înseamnă că te mai căsătorești. Așa și acest eveniment are oportunitatea de a se îndrepta către altă parte dacă nu se poate ține la noi. Trebuie să spunem faptul că traseul este unul destul de lung din câte am văzut eu aici. Se pleacă din Iași spre Răducăneni, Huș, Crasna, Vaslui, Grajduri și se întoarce în Iași. Exact, traseul. Da. Avem 4 puncte de control, pentru că și aceste brevete sunt controlate. Avem niște carduri standard. Punctul 1 este plecarea, punctul 2 este la o benzinărie din Huș, altă benzinărie la Vaslui, după care punctul 4 la Iași. La noi sunt toți serioși și toți vor face fără să trișeze traseul sau să urce într-o mașină, pentru că altfel nu se poate simți bine că acești 200 de kilometri au fost făcuți pe forțe proprii. Clar. Uite că mi-a sfărat întrebarea, acum mă gândeam, eu imediat mă gândeam. Nu, cum nu, să faci, am, să trișez, am pregătit, păi mi-am pregătit, nu citesc, nu citesc, dar mi-am pregătit. Gândeam, fac cu mașină, da, fac suntem față. Foarte inventivi, dar să știți că eu, când am primit, când am făcut brevetul ăsta de 1000 de kilometri, când mă uit la acea diplomă, o simt exact și kilometri care i-am parcurs. Pentru că
este ceva când obții o diplomă sau... Pe merit. Pe merit, da. Fără să trișez un kilometru. Da. Vorbiți despre distanțele astea, de parcă ar spune că plec eu de aici până două etaje până jos. Așa vorbiți despre ele și trebuie să mărturisim că în pauză vă întrebam cum face un sportiv, mă rog, un om pregătit, ca să reziste toate orele astea și toți kilometrii ăștia. Și ne povestesc ceva de mâncare, de apă, de dozare. Deci, în primul rând, trebuie antrenamentul zilnic. Cum am făcut în turul României? Eu, când am plecat în turul României, am avut 5700 de kilometri făcuți la momentul plecării. M-am antrenat câte 30 de kilometri pe zi, fără să trișez o zi, pentru că îmi luam eu de la efortul meu. Așa și cu aceste brevete. Nu este un efort mare, pentru că sunt 13 ore 30 la 200 de kilometri. Raportat la kilometri, se merge între 12 kilometri la oră până la 30. Dacă mergi cu 30 la oră, ajungi mai repede, dar poți să iei și pauzele mai dese. Dacă mergi încetul, ții o anduranță încât să lași pauzele la o parte și să te duci întins, dar ușor. Ca și cum ai alerga în fugă. Și cum e mai bine să facă ciclistul? Cel mai bine este pentru că, de exemplu, la noi în partea Iașului vine Suceava, Roman, chiar din Galați, toată partea asta, pentru că se întâmplă la Iași. Uh-huh. Și vin și partea Romanului, Botoșaniu. Modul andurant este să te și să-ți vezi priveliștea, că de asta se merge dintr-o parte în alta, să vezi dealurile, să vezi casele țărănești, să te bucuri de aventură și de acești kilometri. Nu să-i dăm numai în fugă și să alergăm să ajungem la finiș, că de fapt dacă termin în 8 ore, ai terminat brevetul. Dar cei care termină în 13 ore se opresc, comunică, că se formează grupulețe în acest tur, da? Nu se merge singur, pentru că se mai face o pană, se mai poate ajuta unul pe altul. După aceea, se trebuie folosit sandwich-ul, apa, o ciocolată, a încărca organismul, să-i dea energia necesară să parcurgă, pentru că dacă vine un deal și n-ai apucat să bei apă sau să mănânci o bucată de ciocolată, se ia din energie. Se pare munte de alul ăla. Da, da, se ia din energie și atunci nu trebuie să te sperii, trebuie să dai în cadență, să pedalezi ca un șurcel, cum se spune, și să urci. După aceea cobori la vale, dai și tot așa. Și îți trebuie mult, adică cât timp îți trebuie să pregătești un astfel de brevet? Dacă, cât ați pregătit cei 6.000 și ceva de kilometri? Că îi împărțim noi și vedem. Nu, aici fața e cu... E diferit total, e, clar. E total, deci nu se compară. Clar, nu se clar. Compară pentru că la mine toți care știau că mă apucasem cu un an înainte de această aventură bicicleta, mare parte, n-a fiind grăsuț, nu mi-a dat șanse. Și atunci ambiția psihică a spus că nu, deci e ceva imposibil. Numai eu și cei care au urmărit acest traseu au văzut că într-adevăr pot. Mai ales că am avut și primele 6 zile doar cu ploaie. Ploaie și iar ploaie. Și atunci, într-adevăr, a fost foarte greu, dar întorcându-mă după hartă, alt sens, s-au dus norii înainte și eu am întors iarăși ca să fac turul. Și atunci ușor am început să mă desfac puțin ca dacă căldura și chiar dacă că v-ați întors foarte bronzat din turul ăsta. Mi-a schimbat 3 rânduri de piele, ce să mai. Adică a fost și greu interacționarea cu oamenii și curajul care ți-l dădeau. Să știți că un curaj când ți-a spune cineva succes sau ce ți-ai propus să duci la îndeplinire, te încarcă și lucrează mult la psihic. Și niciodată să nu te gândești că nu poți, niciodată să nu pui impedimentul în față, pentru că și durerea câteodată trece dacă nu e nimic. Deci nu te mai doare și atunci te vindeci. Nu mă refer la boli, mă refer la o durere de cap, la alte lucruri minore care zici că te doare. Mă gândeam acum, că dumneavoastră când plecați în vacanță, în concediu, faceți economie la combustibil, adică la plată, că luați bicicleta, pac, când 10 ore ați ajuns pe litoral, la munte, adică 2017, nu e mai bine așa? Da, în 2017, când n-am fost în niciun concediu, din cauza că m-am ocupat de echipa care trebuia să merg la concursuri, pentru că noi suntem și o echipă la clubul meu, am avut rezultate ori de câte ori ne-am deplasat cu podium. La un singur concurs fost când am luat 4, ne-am dus și 4 am luat podium. Deci să vă gândiți că am muncit acolo. Podiumul sau un concurs nu poți să-l iei concurând cu numai cu o persoană. Deci au fost o mână de oameni. De asta s-a nimerit să fim antrenați și să fim exact la locul potrivit. Și am luat toți podium. După care la alte concurs, poate din 3 am luat 2, am luat 1, dar niciunul să plecăm fără victorie nu s-a întâmplat.
Unde vedeți echipa asta peste, nu știu, hai să nu zic chiar 5 ani, că toată lumea pune targetul ăsta de 5 ani, peste 3 ani? Mai sus. Mai sus. Deci mai mult decât suntem acum, pentru că anii trec și noi ne antrenăm mai mult. Deci în jos nu se poate, că n-are cum. Vedeți că și eu, dacă n-am făcut sport, fac sport, da? Am făcut Turul României, după care am adus un proiect, am readus un alt proiect și foarte important o să fie când o să fie clasamentul pe țări. Noi suntem clasați în locul 10 din 80 de țări și acum, făcând parteneriatele astea, adunăm kilometri de la toți participanții și cred, convins că vom fi prin fruntaș. Sunt convins, pentru că noi suntem iarăși foarte... podium. Pe partea României, da. Pentru că România, nu pe da, România, clar, da. Cumulat cu fiecare persoană în parte care a făcut kilometri, pentru că fiecare kilometru făcut de o persoană este contorizat acolo. Deci să fie mândru când a terminat 200 de kilometri, că acei 200 de kilometri se duc la un calcul finit al României. Și asta mă bucur. Deci indiferent de unde suntem, suntem români și trebuie să fim uniți. Da, exact. Păi ce poate fi mai frumos în anul centenarului, în anul unirii, decât să vorbim despre unirea românilor cu românii? Pentru că, până la urmă, în ultima vreme cam se dezunesc românii de români. Ați văzut și când au fost cu 100 de ani, când au venit de la București, de la Bacău, au venit spre Iași, au făcut harta în conjurul formării hărții cu biciclete și... Deci, e un lucru foarte important să se facă mișcare, acum să nu lăsăm numai latra bicicletei, să se facă mișcare de orice lucru care îi place, de exemplu handbal sau orice este important, mișcare și în același timp și mâncarea sănătoasă, pentru că de aici pleacă totul. Spuneam că vorbim despre foarte mulți kilometri acum aici, 6500 pe care i-ați făcut odată în jurul țării, acest brevet de 200 de kilometri, fiecare român adună câte un număr de kilometri și pune la contorizarea națională. Avem întrebarea inevitabilă care se desprinde din toată povestea asta, avem totuși o infrastructură care să ne permită să practicăm ciclismul la un nivel înalt? Pentru că e o problemă, întâmpinăm în trafic și știu că povestea asta tot se vorbește. Întâmpinăm în trafic foarte multe dificultăți ca ciclist fiind, întâmpinăm șoferi care poate sunt grăbiți și nervoși, piste de biciclete construite haotic și în mijlocul pistei mai găsim câte un copac, câte un stâlp de telegraf, câte ceva ce se mai poate găsi, câte un pieton, câte o... avem? Putem să ne dezvoltăm din punctul de vedere al ciclismului, având în vedere infrastructura pe care o avem? La ce văd eu, la noi, în partea Iașului, de exemplu, în București, am văzut că s-au mai făcut niște garduri și chiar au piste. La noi, mi-a promis primarul că face, ceea ce văd eu, nu este făcut nimic. Dar acum nu pun pe seama lui, pentru că... Dar bine, nu o să meargă primarul să vopsească pista, exact. E clar. Ideea este că noi nu avem. Și mai mult de atât am semnalat la primărie ridicările de borduri care sunt făcute. Știți că ele sunt făcute niște piste, dar pistele astea impracticabile, cum ați spus și dumneavoastră. Atunci s-a spus că trebuie să treacă acei 5 ani de garanție, după care vor interveni la ele. Dar până atunci la garanția aia și până să face remedierile, vă dați seama cât de greu este să le folosim. Eu pot să vă spun că nu le pot folosi pentru că sunt cu cursiera, dar roțile sunt subțiri, nu pot urca și coboră. Și mai mult de atât, ați văzut destul de bine că sunt folosite numai de pietoni. Nu sunt vinovați, pentru că... Nu, e clar că nu. Sunt pavaje, nu sunt vinovați. Și atunci, deci infrastructura asta care o văd eu acum la noi, nu cred că va fi. Nu cred, pentru că nu văd. Deci mi-a plăcut chestia aia cu 5 ani, trebuie să treacă de când s-a făcut investiția. Da. Păi bine, și pentru ce am mai făcut investiția în condițiile astea? Cum este, puțin m-am retras în a face reproșurile la către primărie, pentru că când a fost cu colatul autobuzelor cu distanța la 1,5, eu și cu Veloart și cu alți cicliști ne-am prezentat la primărie și le-am spus că haideți să evităm puțin, să punem șoferii să conștientizeze, să ne mai depășească. După alte nereguli cu pistele, la un moment dat când am început să mai merg la primărie, nu s-a mai deschis ușa. S-a închis ușa pentru piciu. Și atunci mi-am dat seama că am deranjat și le-am spus că faceți cum credeți, dar veți fi vinovați. Oricum ei sunt vinovați și
știu lucrul ăsta, dar n-am mai vrut să fac presiuni pentru că la un moment dat eu eram marginalizat și mi-am dat seama că voi mai face alte proiecte și s-ar putea să nu mai pot vorbi deloc. Înțelegeți? Da, nu e ok ce se întâmplă. Nu este ok, dar se întâmplă. Eu am întrebat chestiunea asta cu infrastructura pentru că sincer am întrebat și luni pe cei de la VeloArt care au fost prezenți aici pentru că mai e un eveniment pe 25. Pe 25, da, tot ciclist și mi-au spus același lucru, că nu prea există infrastructură. Și atunci am zis, doamne, hai să vedem. Toată lumea e de aceeași părere și într-adevăr și eu văd, bine, eu în calitate de om care recunosc, merg pe bicicletă, dar nu prea merg în ultima vreme că nu mai am bicicletă. Și chiar ridicam următoarea problemă. Bun, noi dorim să încurajăm copiii să facă ciclism. Dar eu, dacă ar fi să îmi las copilul să facă ciclism în Iași, eu n-aș avea curajul. Printre mașini, printre pietoni, printre... Adică nu e un cadru organizat, nu e o chestie care să spui ca în afară, domnule, las pe pista de bicicliști, dar eu știu că acolo trec doar, pe acolo trec doar bicicliștii. Deci singura variantă care puteam să o rezolv, eu am vrut să fac scris la Uniunea Europeană să vină să fie controlate aceste piste, pentru că ei au dat banii, da? O doamnă de la primărie a spus că dacă se face sesizare, trebuie să dăm banii înapoi. Simțindu-mă vinovat pentru că trebuie Iașul să plătească înapoi banii că n-au fost făcuți cum trebuie, dar au fost cheltuiți, n-am mai făcut acest pas. Odată. După care, exact cum a spus dumneavoastră, velodrom. Se va face, nu știu când o să se facă, programul cu spitalul și cu... Se face și un velodrom în același proiect? Ne s-a spus să facem înscrisuri și să depunem ca să bine. Se facă. E bine, acum când se va face. Ideea este că velodromul ăla trebuie să fie și acoperit. Nu, ideea lui care este să facă polivalenta și velodromul să fie în afara lui și noi să ne învârtim pe după clădire. Nu, noi ne trebuie vestiare, ne trebuie și acoperiș la respectiva pistă care este așa, să fie așa de 5 metri lată, să putem trece. Normal, ele trebuie standardizate, dar minimalul să fie. Și dacă tot îl face, trebuie să-l facă corect, pentru că e Uniunea Europeană și trebuie să ne dea bani ca să se costească așa ceva. Până să ajunge acolo să facă proiectul, știți ce este important? Să ne anunțe, să ne cheme, să ne spună dacă este bun ceea ce face, pentru că multe lucruri s-au făcut și nu ne-au întrebat și când au fost finalizate nu pot fi folosite. Da. E, așa și la velodromul ăsta. Trebuie să ne anunțe, domnule, veniți, uitați, asta e lățimea, asta e gustav, vă dați cap în cap, vă loviți, nu vă loviți, ei le face acolo să fie făcute și banii cheltuiți. Asta este impedimentul, înțelegeți? Da, cam da. Dacă ne anunță când îl face să asistăm la proiectul care îl face, să vedem dacă este bun, pe alții, nu pe mine, eu mă pricep, dar să cheme pe alții. Sau poate cheamă pe alții care nu știu cum a fost și cu bordurile. Da, e important să chem pe cineva care e în cunoștință de cauză. În cunoștință, VeloArt-ul, eu, alții care au... Pe mine recunosc, degeaba mă cheamă. Da. Deci în structura ciclismului, biciclistului, exact. Sau ce este. Exact. Dar și un biciclist de pe stradă, dacă le iei și ăla să pricepe, pentru că el pedalează, nu poate să întrebe pe cineva care face altceva decât bicicleta, înțelegeți? Da, clar. Poate se prioritizează și acolo lucrurile astea, am vrut să zic, adică fiind nevoie de foarte multe lucruri face. În Iași. Noi suntem încrezători și suntem un oraș frumos și văd că se construiesc multe și se va face peste 10, 15 sau când se va 20, face. 20, 25, dar se de face. Luni vorbeați sau de sunt, luni? Nu, sunt convins că se va face. Eu am să las garda jos la referirea la aia nu-i bună, aia nu-i bună, pentru că mi-am dat seama că precizia pe care o dau îi deranjează pe mulți și atunci am lăsat-o mai moale. Eu pedalez, mă urc pe bicicletă și îmi fac kilometri, aduc aportul Iașului cât se poate, promovare și să scot în evidență cât se poate. În momentul în care se spune că acolo nu-i bună, acolo nu-i bine, iar mă retrag, pentru că asta este logic. De ce să mă bat cu pumnul pet că eu fac și în partea aia să se spună cu hiu și cu chiu? Nu. Da, cred că unde este lungul nasului cel mai corect și sunt un om echilibrat și îmi dau seama unde greșesc. Dacă greșesc acolo, îmi cer iertare sau mă dau cu un pas mai înapoi, că e mai important. Revenind la brevet 200 de kilometri, până când se pot face înscrierile? Pentru că mai avem doar 3 minute. Până pe data de 21 se fac înscrierile, suntem deja peste 50, toți vor termina, sunt pregătite diplomele personalizate, brevet cardul, după ce termină acest traseu va fi, cum se cheamă, când termină o masă caldă ca să se poată revigura, cum vorbeam de calorii.
Există ceva limitări de ani? Da, între 14 și 18 ani trebuie să aibă semnătură, sub 14 ani nu au voie să participe. Sunt vreo 3 sau 4 persoane care trebuie să vorbesc cu părinții lor dacă îi lasă, pentru că ei oricum ciclează cu cursierele, dar programul și proiectul spune lucrul ăsta, trebuie să fiu foarte atent. Și o limitare maximă de viteză? De viteză, de vârstă? Nu contează, cu cât îți mai în vârstă, cu atâta e mai fain că vă dați seama, ridic pe cei tineri. Și trebuie să mai spunem că și taxa de înscriere e una absolut modică, da. Modică. Este, chiar mă uitam, eu am rămas surprins. Este numai de ceea ce am făcut noi. E foarte mică, e masa, 30 de lei. Transportul, breveturile, organizarea, plata taxei de omologare, că intră și omologarea asta, că eu trebuie să trimit niște date și se plătește datele astea. Deci 30 de lei nu este taxă de participare, ci numai de așeza lucrurile să fie cât mai clare și frumoase. E foarte mică ce se mai vede la vale. Da. Deci cam toate sunt deci știute. Deci suntem pregătiți. Deci Iașul este pregătit. Deci abia așteptăm. La ce oră se dă startul? Că la nu ora 7. Deci de la ora 6 până la ora 7 se fac declarațiile pe propria răspundere. Acolo în declarație scrie, trebuie să meargă în conduită, să cască, vestă reflectorizantă, lumină, trebuie să aibă tot ce trebuie. Bicicleta trebuie să fie în bună stare. Deci avem tot. Dacă fiecare citește tot ce a trecut în regulament, află tot ce trebuie acum, trebuie să le spun eu. Trebuie să vă mai spunem faptul că acest eveniment apare pe Facebook, este deja foarte distribuit mediatizat. Și că înscrierile se fac pe adresa de e-mail piciutim@yahoo.com până pe 21 martie, așa cum spuneați. Ce să vă dorim? Succes mult! Vă mulțumesc! Să dea Dumnezeu să vă iasă exact așa cum doriți și să adunați cât mai mulți kilometri în dreptul României și să fie România fruntașă, deci pentru că ne place. Și să fie și vremea frumoasă pe 24, ca să fie aici. Da, va fi, pentru că eu am notat acolo, pe 24. La cât sunteți de optimist și de pozitiv, cred că vă iese. Da, pentru că poziția pe care o am eu vreau să o transmit mai departe. Păi am văzut că sunteți foarte optimist, dar nu mai apucam să mă întreb cum, de unde aveți optimismul ăsta, dar nu mai apucam. Trebuie să mai facem. După brevet sau la următorul brevet. Așa, după, să ne povestiți cum a fost. Da. Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și eu. Iar noi, dragi telespectatori, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Sperăm că v-a făcut plăcere să vă uitați o oră aproape la Iașul TV și vă așteptăm și săptămâna viitoare, nu? Da, păi sigur că ne așteptăm. Mă gândeam că mă fac bine și te faci bine. Reușesc, mai vin și eu. Păi trebuie să te faci bine. Uite, oameni acolo frumos 200 de kilometri și eu mă plâng aici de o banală răceală. Hai că deja m-am supărat pe mine. Gata. Da. Deci până săptămâna viitoare suntem te faci bine. Suntem în formă maximă. Și până săptămâna viitoare să aveți o minte aspră și o inimă blândă. Suntem Laura Hulubei și Andrei Ciobanu. Și vă dorim numai bine. Rămâneți alături de Iași TV Live. La revedere.